Controverse în cadrul ședinței de Consiliul Județean Iași. Președintele Costel Alexe și consilierul PSD Mircea Manolache au adus în discuție organigrama Consiliului Județean, cât și disponibilizările ce ar trebui făcute la nivelul instituției. În acest context, liderul grupului de consilieri județeni PSD Iași, Cristian Stanciu, a vorbit despre eficientizarea activității Consiliului Județean și dezvoltarea economică pe viitor. O formă de eficiență nu este numai diminuarea cheltuielilor prin cea mai gravă și mai abruptă măsură, pentru că suntem într-o instituție totuși de stat, cu implicații reale, social-economice. Nu este cea a tăierii locurilor de muncă, nu? Este și cea a eficientizării și maximizării și optimizării veniturilor. Și atunci s-ar putea să putem renunța la anumite structuri și la anumiți oameni, dar s-ar putea să trebuiască să înființăm altele. S-ar putea direcția de dezvoltare proiecte să trebuiască mărită ca structură. Una peste alta, revin la ideea cu care am început și anume aceea că trebuie și afirmația dumneavoastră corectată și afirmația domnului Manolache în această idee cu care suntem toți de acord de a eficientiza activitatea Consiliului Județean, pentru că consider că toți cei din această sală ne dorim acest lucru și poate va fi și o schimbare de optică raportat la modul în care s-a funcționat până acum.